Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări locale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade, iar cele minime între 9 și 11 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi frumoasă, unde maxima a ajuns la 20 de grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 10 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme ceva mai rece în cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleul Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 17 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 6 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 17 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 6 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 17 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 6 grade. În zilele care urmează, vremea se menține pe aceeași linie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 19 grade Celsius. Vineri maxima va atinge 17 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 6 grade. În cursul zilei de sâmbătă, meteorologii anunță vreme asemănătoare. Maxima va ajunge la 16 grade în miezul zilei, iar minima se va opri în jurul valorii de 6 grade. Duminică maxima se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 7 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.selajanul.ro. La revedere!